Salutare, eu sunt Florin și astăzi vorbim despre noua serie de telefoane Xiaomi 13. Astăzi Xiaomi a prezentat oficial la Barcelona Seria Xiaomi 13, adică 13 Lite, 13 și 13 Pro. Nu este un mare mister deoarece 13 și 13 Pro sunt pe piața din China încă din decembrie. Light este modelul cel nou, dar aici vorbim despre Xiaomi 13, deoarece pe el l-am testat cam o săptămână. Dacă vrei mai multe detalii despre Xiaomi 13 Pro, atunci intră pe site-ul startup.ro. Acestea fiind zise, hai să vedem ce poate face acest telefon. La nivel de estetică, este clar că Xiaomi împrumută elemente de design de la Apple și avem de-a face cu un telefon cu margini drepte și lucioase, ecran plat și colțuri rotunjite dar cu un modul de cameră micuț și cu o culoare interesantă. Cum zicem noi românii, este un verde ou de raț, așa. Partea stângă este curată, fără butoane, iar pe partea dreaptă avem un buton pentru volum și cel de power. Jos avem slotul pentru SIM, portul de încărcare și un difuzor frumos desenat. Al doilea difuzor e pus în partea de sus, între ecran și margine. În marginea de sus este incorporat și senzorul infraroșu, un clasic Xiaomi care îți va permite să controlezi diferite dispozitive cu telefonul. Modulul de cameră este negru micuț și conține 3 camere foto, dar și brandingul Leica, fapt care mi-a crescut automat interesul pentru acest telefon. Dar despre poze vorbim mai târziu. Ecranul este unul OLED de 6.3 inch cu o rată de refresh de 120Hz, și un maximum de luminozitate de 1900 de niți. Adică ai parte de o experiență excelentă în browsing, indiferent dacă folosești telefonul afară, în soare sau în casă. Rezoluția este cea standard de Full HD+, și marginile negre sunt foarte mici, chiar și cea de jos. În partea de sus avem o perforație pentru camera de selfie și jos avem un scanner de amprentă sub ecran ce funcționează excelent. Telefonul are o grosime de 8 mm, certificare IP68, sticlă Gorilla Glass 5 pe față și sticlă 2.5D pe spate, care se simte mai aproape de plastic decât de sticlă, în opinia mea. Cu toate acestea, telefonul este unul frumos și experiența de utilizare este una premium. În cutie a inclus și un încărcător de 67W și o husă transparentă. Înainte să trecem la camerele foto, vreau să vorbim puțin despre ecran, deoarece este unul care e demn de a fi menționat la acest dispozitiv. Este un display cu suport Dolby Vision HDR10+, și este o plăcere să vezi filme sau să te joci pe el. De asemenea, un lucru pe care îl apreciez este că poți să schimbi felul în care sunt afișate culorile, dacă vreau să fie vivid sau cât mai natural posibil. E bun și pentru gaming, deoarece are o rată de refresh de 120 de Hz și o rată de eșantionare la atingere de 240 de Hz, adică gameplay foarte lin. Singurul minus al acestui display, din experiența mea, este că tinde să scadă prea mult luminozitatea când e pe auto brightness în anumite scene. Experiența de vizionare este completată de difuzoarele cu certificare Dolby Atmos, ce se aud foarte tare și aduc un sunet bun, deși mi-aș fi dorit puțin mai mult bas. Și acum să trecem la camerele foto de pe acest dispozitiv. Avem o cameră principală leica de 23 de mm, F1.8 de 50 de megapixel. alături de una telefoto de 10 megapixel, echivalentul a 75 de mm, sau 3,2x zoom optic și una ultra wide de 12 megapixel F2.2 cu un un decaptare de 120 de grade. Camera de selfie este una de 32 de megapixel f2.0. Camera principală este stabilizată optic și poate trage imagini de 50 de megapixel sau de 12 megapixel prin combinarea pixelilor. Există două stiluri de fotografiere, Leica Authentic sau Leica Vibrant. Cum le spune și numele, primul mod aduce culori mai naturale, iar al doilea aduce ceva mai mult contrast și mai multă saturație. Depinde ce preferi. După părerea mea, ambele arată foarte bine și telefonul scoate imagini excelente pe timp de zi. De asemenea, telefonul are incluse mai multe filtre, precum Leica Black and White sau Natural. Eu nu sunt genul care să folosească filtre, dar cu acest telefon le-am folosit și pentru că sunt bine făcute și oferă un look foarte distinct. Când vine vorba de portrete, telefonul are următoarele moduri. 35mm alb-negru, 50mm swirly bokeh, 75 de mm și 90 de mm soft focus. Ultimul mod mi se pare cam pretențios și inutil, dar celelalte trei moduri sunt chiar mișto. În toate trei modurile subiectul este bine delimitat de fundal, iar blurul este unul natural, fără să aibă acel look exagerat de telefon. Din păcate nu poți controla nivelul de blur dacă nu-ți place, nici când faci poza, nici după, în aceste moduri. Însă, intrând în meniul de editare, am descoperit câteva lucruri foarte tari. Ai foarte multe opțiuni pentru editare, dar și lucruri fun pe care le poți face cu ajutorul AI-ului, precum art framing, să ștergi din lucruri sau persoane din poze, să schimbi cerul sau să pui stickere. Revenind la pozele portret, cred că arată foarte bine și mi se par unele dintre cele mai reușite. Există și un mod portret standard, unde poți schimba și nivelul de boche și folosește camera telefoto. Pe partea video, telefonul poate filma până la 8K la 24 de cadre pe secundă, însă doar timp de 6 minute iar filmarea nu e la fel de lină ca cea oferită de S23 Ultra, de exemplu. În schimb, filmarea 4K e mai smooth și poate fi folosită pe toate cele trei camere, însă doar la 30 de FPS pe cea ultra wide și până la 60 de FPS pe cea wide și telefoto. Pe video nu avem filtre, doar mod de beautify și posibilitatea de a schimba bokeh-ul pentru filmare portret. De asemenea, există și un mod de filmare steady ce stabilizează mai bine imaginea, dar trece în rezoluție Full HD. Însă filmarea nu e la fel de stabilă ca cea a unui iPhone sau Samsung. O funcție foarte apreciată de mine pe video este integrarea unui teleprompter în aplicația de cameră. De ce ai nevoie de asta? Pentru că astfel poți să scrii un text, iar când filmezi sau te filmezi, poți să te înregistrezi direct și astfel ai mai puține bâlbe și greșeli. Excelent pentru creatorii de conținut ce îmi place mie la Xiaomi este că are tot felul de moduri de fotografiere și de filmare. Ce face telefonul să fie unul fan de utilizat? În modul vlog, telefonul editează și compilează pentru tine filmări pe care le montează, apoi tu doar le dai share pe social media. Ai movie effects, ce sunt foarte mișto, ai clone sau short video, unde poți selecta, dacă vrei, să fie o filmare foarte rapidă sau super slow motion. Toate acestea sunt foarte distractive. În schimb, nu prea îmi place camera de selfie, deoarece nu poate filma 4K, doar Full HD la 30 de FPS. În schimb, selfie-urile ies bine, clare și cu un bokeh plăcut. De asemenea, nu sunt fanul pozilor nocturne și sunt de părere că Xiaomi 13 este sub nivelul flagship-urilor actuale. Într-un final, Xiaomi 13 pare telefonul potrivit pentru creatorii de conținut, datorită modurilor de care am vorbit anterior, dar și modurilor Pro pentru poze și video care îți permit să surprinzi imagini RAW sau log pentru filmare, pentru o editare cât mai flexibilă. Ca să trag o concluzie la această categorie, Xiaomi 13 mi se pare un telefon mișto pentru poze și ok pentru video. Îmi plac culorile, modul portret și diferitele moduri de filmare și de fotografiere. Pe video îmi plac diferitele moduri de filmare, dar nu mi se pare că excelează și nici nu cred că bate S23 Ultra sau iPhone 14 Pro la acest capitol. Xiaomi 13 vine cu cele mai noi componente de pe piață, adică are un procesor Snapdragon 8 Gen 2, 8 sau 12 GB memorie RAM LPDDR5X și 128 sau 256 GB stocare UFS 4.0. Ce e mai bun acum, la fel ca și S23 Ultra sau OnePlus 11? Bateria este de 4500 mAh ce se poate încărca pe fir la 67W și wireless la 50W și telefonul e capabil și de încărcare inversă la 10W. Xiaomi zice că telefonul ajunge la 100% în doar 38 de minute. În testele mele i-a luat telefonului cam 40 de minute. În 15 minute ajunge de la 0 la 49%. Fantastic! În ceea ce privește autonomia, l-am folosit o zi întreagă cu brio cu o singură cărcare, deși l-am folosit mai mult decât în mod normal, testând toate modurile de fotografiere. Într-un scenariu normal, l-aș vedea cu o autonomie de o zi și jumătate. Tot la specificații trebuie să menționez 5G, Bluetooth 5.3 și este compatibil Wi-Fi 7, deși majoritatea routerelor de astăzi sunt Wi-Fi 6 sau 6E. Deci poți rula pe acest telefon ce aplicație sau ce joc dorești. Am testat clasicele Genshin Impact, Call of Duty sau Diablo Immortal și totul a decurs bine. Experiența de gaming fiind la fel de bună ca și cea de pe S23 Ultra. Review pe canal, aprovo. De aceea am fost surprins să văd că în 3D Mark a obținut un punctaj mai mic decât Samsung S23 Ultra. Deși ambele telefoane au același procesor. Apoi m-am uitat prin setări și am descoperit Performance Mode, care odată activat a dus performanța la același nivel cu S23 Ultra. În Geekbench însă, diferența a fost minoră după ce am activat acest mod. În afara testelor sintetice, lucrurile stau bine și după 30 de minute de gaming, telefonul a rămas relativ călduț. Iar în stres test cu 3 de mark s-a încins ceva mai tare, temperatura internă ajunge la 47 de grade Celsius. Telefonul vine cu MIUI 14 și oferă o experiență bună de utilizare, însă nu îmi place bloatware-ul cu care vine. Pe unele aplicații le pot șterge, pe altele le pot scoate de pe ecranul principal, însă pe altele nu. Am bloatware și notificări și primesc notificări de la Mi Video, de exemplu. Le pot scoate, dar e cam enervant că trebuie să fac eu asta. Îmi place nivelul de personalizare și funcția de Smart Devices, deoarece am acces rapid la produsele smart din casă și le pot controla de la distanță. Am întâlnit și unele baguri, însă nimic grav. Acum că am povestit toate aceste lucruri, cred că este timpul să vedem punctele pro și contra pentru acest telefon și să tragem o concluzie. Puncte pro. Pozele portret. Filtrele Leica. Designul modern. Încărcare rapidă pe fir și wireless. Ecranul. Puncte contra. Nu se simte la fel de premium ca S23. Filmarea 8K, Camera de selfie nu este extraordinară pentru video. Stabilizarea pe video nu e la fel de bună ca la rivali. Blow și unele bug-uri MIUI. Nu cunosc exact prețul în acest moment la realizarea acestui review, însă este vehiculat a fi unul de 900 de euro, adică similar cu S23 sau OnePlus 11. Toate trei modelele stau bine la capitolul performanță și toate trei sunt bune în gaming. Însă ce face Xiaomi mai bine cu acest model este că îl face mai fan de utilizat. Modurile de filmare și de fotografiere sunt creative. Îmi plac culorile pe care le aduce Leica pe acest dispozitiv și portretele realizate cu această cameră. Încărcarea este foarte rapidă și ecranul e frumos de privit. Acestea fiind zise, cred că cei care vor alege Xiaomi 13 ca telefon principal vor fi fericiți. Dacă vrei să afli mai multe despre versiunea Lite sau Pro, atunci intră pe startup.ro eu sunt Florin Cățotă și mulțumesc că ai privit acest review. Pe data viitoare.